să-i ducă pe clujeni în grupele Champions League. CFR este la un meci de play-off. N-am venit să ne predăm, n-am venit să mă baricadez, să bag autobaza în poartă sau ceva de genul ăsta, nu? De la Mr. Șumino, eu nu au cerut niciodată să dăm un pas înapoi. Manea și-a sărbătorit ziua în cantonament și colegii săi vor să-i facă cel mai frumos cadou. Calificarea. La fotbal n-a murit nimeni din cauza efortului. Dacă va trebui să folosim măștile de oxigen, să-i scoatem, să le dăm oxigen, vom face și lucrul ăsta. Clujenii pun mare pres pe Petrilă. 15 milioane costă puștul minune al CFR-ului. Vineri și Mudica are meci tare cu Hagi în campionat. Le doresc baftă mâine să se califice, să vină cu moral și după aceea cu noi. Să fim noi mai iuți ca ei. Craiova a reușit să câștige primul meci cu Reghe Camp pe bancă. Oltenii au învins-o pe Voluntari cu 3-0. Gustavo a deschis scorul imediat după pauză la capătul unei acțiuni personale. Brazilianul a ieșit în evidență și la golul 2. I-a pasat decisiv lui Campanu, care a marcat cu un șut la colțul scurt. Ultimul gol al serii a fost reușit de Marcovici. Atacantul Craiovei a marcat în prelungiri cu o scăriță superbă peste portar. Pentru Craiova urmează meciul de la Arad cu UTA. PSG a reușit cea mai tare campanie de achiziții din istorie. Capitanii de la Barcelona și Real, Messi și Ramos, au ajuns la Paris, alături de cel mai bun jucător de la Euro, Donnarumma. Messi și-a luat toată familia după el la Paris. Soția Antonella și cei trei copii l-au însoțit pe starul argentinian. Fotbalistul va câștiga peste 35 de milioane de euro pe an la PSG. Ajuns la Paris, Messi a salutat pe fanii lui PSG într-un tricou special, inscripționat cu Ici c'est Paris. Mii de fani în Paris l-au așteptat pe Messi în aeroport. Messi a blocat Parisul în drumul spre vizita medicală. Zeci de polițiști pe motociclete l-au păzit. În Barcelona, la Camp Nou, toate afișele cu Messi au fost date jos în ziua în care fostul capitan de la Barça s-a transferat la PSG.